Salutare lume, Proteicea, și bine ați venit la un nou video de unboxing. Astăzi vom face unboxing la Storyline de la cutia.ro, respectiv Oxygame. Bineînțeles că va urma și un video unde povestim despre ce este vorba în joc. Dar haideți să vedem astăzi ce se află în cutie. Avem un regulament de două pagini, două, trei, care este foarte scurt, foarte la subiect. Foarte bine scris. Ce mai avem înăuntru? Avem aceste tokene de puncte, care o să vedeți în video de prezentare cum se folosesc, care pe o parte nu au nimic și pe cealaltă au diferite numere care dau puncte și niște simboluri care au diferite efecte. După aia mai avem aici cărți, un teanc de cărți, de exemplu, vedem aici cu personaje, putem să ne uităm la ele, bunica, dragonul. Deci cu astea veți crea poveștile, avem bucătărie și diferite astea care au simbolul casă, deci practic locații. Avem aici niște papuci care probabil sunt obiectele, da, obiectele, baghetă fermecată, coș și așa mai departe. Și mai avem și însușiri, cum ar fi sărac, bolnav, străin și așa mai departe. Deci avem teancul acesta de cărți. Și mai avem încă un teanc de cărți care mai are chestia asta de acțiune, deci curtează, impresionează, miroase și așa mai departe. Deci astea sunt teancurile de cărți care o să vedeți cum se folosesc pentru a crea povești. Și aici mai avem două teancuri mici care practic dau povestea în sine, cum a fost odată ca niciodată într-un loc. O să vedeți imediat, o să vedeți când facem video de prezentare exact cum se folosește. Deci aveți două storyline-uri, să spunem așa, și sunt și cărțile numerotate. Deci, cam asta se află în Storyline. E un teanc de cărți, un regulament și niște tokene de score. Asta avem în Storyline, povești fermecate. De la cutia.ro, Oxygame. Încă o dată, mulțumesc! Nu uitați, dați un subscribe și un like la pagina ProtiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot conținutul, respectiv evenimente și tot ce va mai urma să facem în cadrul ProtiPlays. Mulțumesc, o seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!